Noi atacuri la adresa administratorului public din primăria Pașcani după criticile vehemente venite din partea consilierilor Mihai Dediu și Sorin Olariu. Viceprimarul Cristian Rățoi s-a dezlănțuit la adresa lui Claudiu Bodoașcă în cadrul conferinței de presă din 19 ianuarie. Declarațiile au fost făcute după ce administratorul public, în cadrul unei emisiuni televizate, a spus că viceprimarul nu gestionează niciun proiect din fonduri europene, deși încasează un spor substanțial de 50% la indemnizația lunară. În replică lui Cristian Rățoi, s-a cerut să coordoneze două proiecte cu finanțare europeană, dar el le-a refuzat, pe motiv că sunt cu probleme grave, inclusiv de legalitate. Primul dintre ele este cel cu privire la amplasarea 50 de insule ecologice în municipiul Pașcani. Viceprimarul spune că administrația locală nu a găsit locurile adecvate unde să fie amplasate, conform cerințelor finanțatorului, fiecare cu racordare la rețelele de canalizare, electricitate și internet. Dar, din documentația de finanțare înaintată, a reieșit că toate condițiile au fost îndeplinite. Cel de-al doilea proiect se referă la amenajarea unor depozite pentru deșeuri periculoase la serele din Pașcani, după care locația a fost mutată la stația Riser. Viceprimarul spune că în niciuna dintre locații nu este respectată distanța minimă față de locuințe, dar și în acest proiect, documentele înaintate finanțatorului au fost cu precizările că sunt îndeplinite condițiile legale. Mai exact, Cristian Rățoi spune că declarațiile au fost false pe această temă. În momentul în care m-am apucat să analizez proiectul cu cablurile, m-am uitat și prin legislație. Și am văzut prin legislație că trebuie să ai față de ultima casă 200 de metri. Unde ai, domnule, la serul 200 de metri față de ultima casă? Nu ai niciun loc. Am căutat pe Google, pe iar, am căutat tot absolut și nu avem. Și atunci am zis, băi, stai așa, olea, că ceva nu sunt gurt. Mă duc să pun container pentru, e adevărat, cu frig, cu asta, pentru cadavre și pentru asta la seră. Dar proiectul nu-i blocat, el continuă. Proiectul, eu l-am refuzat și am zis, domnule, eu nu intru în proiectul ăsta. Și am explicat clar domnului primar și am spus, cine a făcut cererea de solicitare, nu a analizat bine treaba. Și tu, Bodoașcă, continuă. Dom'le, continuă, să continui el. Eu am vorbit la București, da? Am pus mâna pe telefon și am sunat. Și mi-a zis, dom'le, nici măcar nu trebuia să luați discuția așa, pentru că proiectul nu era eligibil. Adică proiectul a fost ales. Dacă tot mă stănește domnul Bodoașcă, în baza unui fals, a unei declarații în fals, ca să înțelegeți și dumneavoastră de cine am vrut să particip la proiectul ăla. În același context, viceprimarul pășcănean a atras atenția că administratorul public nu ar trebui să se mai laude cu munca funcționarilor din primărie, a celor care se ocupă cu adevărat de gestionarea proiectelor din fonduri europene. Rățoi a spus că Bodoașcă doar urmărește implementarea proiectelor și îi întreabă pe funcționari ce au mai făcut. Povestești din insulii ecologi și vreți? Dacă vreți, o lăsăm pentru alt serial. Poate și mai reveni domnul Bodoașcă până atunci. Și poate măcar își ceri scuze. Pentru că, nu știu cum să vă spun, e foarte simplu să te sui pe munca unor oameni din primărie, dacă ieși și eu spun așa verde în față, când tu nu știi nimic, să te sui pe munca lor și să spui, domnule, eu fac proiecte, vai, curge apa de dimineață până noapte. Nimeni nu spune nimic. Are meritul lui în anumite chestii. Nu minimaliza de acum colectivul că ești tu Bodoașcă și ești șef. Asta nu trebuie să o fac nimeni. De asemenea, viceprimarul pășcănean a spus că poate dintre toți din primărie, domnul Bodoașcă este cel mai malefic. Meritul este a colectivului. A colectivului. Da, este adevărat. Primarul semnează. Cine în colectiv acolo se semnează? Încercați totuși să discutați și cu membrii din colectiv și gata. Și o să vedeți că foarte mulți lucrează. Pentru că de asta au și ori suplimentare. Și în legislație nu spune că dacă primarul sau viceprimarul întocmezi documentele sau nu. În OAT-urile unde sunt proiecte europene sau PRR. Da? Așa zice în lege. Că nu stă toată primăria să facă primarul sau viceprimarul să facă proiecte europene. Nu.
Dacă ai un colectiv foarte bun, faci. Eu, spre exemplu, atunci, chiar dacă nu mai amintesc exact cine are proiectul ăsta cu așa, am întrebat. Am chemat la mine și am întrebat. Spune-mi, te rog, și mie, de ce sunt problemele astea? Și a zis, asta a fost cererea făcută și transmisă direct de la deci, vis-a-vis de ceea ce spune domnul Bodoașcă, ar trebui să mai gândească când deschide gura, că eu nu-i neg anumite verite. Poate dintre toți din primărie, domnul Bodoașcă este cel mai malefic. Ascultați-mă ce vă spun. Este mai malefic și decât primarul. În replică, administratorul public contactat de BIT-TV a precizat următoarele. În ceea ce privește faptul că mă laud cu munca altora, o afirmație gratuită, totdeauna am spus că proiectele europene se implementează în echipă. Gestionez direct, ca manager de proiect, 12 echipe de implementare, iar domnul Rățoi ar trebui din respect să tacă pe subiect, atât timp cât primește spor de implementare, dar nu știe nici măcar la modul teoretic ce implică acest proces. Cele două proiecte refuzate de dumneavoastră lui sunt în derulare, unul în grafic, cel cu cavul în întârziere. Dacă crede că am făcut raportări false, să le spună, nu să arunce cu acuzații fără susținere. În ceea ce privește faptul că sunt malefic, cred că vine doar din invidie, deoarece dumnealui nu o să poată face niciodată ceea ce fac eu.